S-a stat la coadă astăzi pentru un mic și o bere la cele mai populare terase din capitală. Unii au avut de așteptat numai puțin de 2 ore. Grătarele au sfârâit toată ziua și, în ciuda proviziilor, unele restaurante au rămas fără carne după prânz. Cea mai mare comandă la o terasă a fost de, atenție, 350 de mititei. Iar la Dedulești, pe dealul Negru, oamenii au venit să mănânce celebri mici încă de la micul dejun. La prima ora dimineții, grătarele au fost încinse, iar primii clienți s-au așezat la coadă încă de la deschidere. La Ciotoian, în drumul Taberei, în primele 2 ore s-au vândut un sfert din micii pregătiți pentru 1 mai. Poftiți, poftiți! 7-5-7 la Ion, dă-i lui Ion pe ăsta! 7-8-3! 94 ați dat? Da! Vreo 100-150 de comenzi pe oră. Am făcut de dimineața tactica, ca la fotbal. Toată lumea e pe poziții, toată lumea știe ce trebuie să facă. La terasa Obor, cozile au fost mult mai mari decât de obicei. Sunteți ultima persoană la coadă. Da. Cât credeți că o să așteptați aici? Dacă nu se plictisește soția, cam 2 ore. Credeți că mai apucați mici? S-ar putea să nu. La terasa de lângă piața Obor, coada se întinde pe mai bine de 50 de metri. Sunt sute de persoane dispuse să aștepte cu orele pentru o porție de mici. 5 minute, că ne-am băgat în față. O oră jumătate. Două? Da, noi suntem mai în spate. Am avut discuții intense și ne-am ținut în priză. Pe subiecte controversate, așa că a mers ușor. O oră jumătate, aproape 2 chiar, da. Așa multă răbdare pentru mici? Azi că e 1 mai. Și aici jumătate din cantitatea de mititei s-a vândut în câteva ore la prânz. Dacă sunt 2 comenzi de 100 de mici la 2 persoane, ceilalți 50 de spate, mai pierd jumătate de oră. Care a fost cea mai mare comandă azi? 350. Un grătar întreg. Câți mici ați luat? 20. 20, standardul. Standardul zilei. Ați fi așteptat oricât? Da, cu siguranță. Stăteam o zi întreagă. La o altă terasă extrem de populară din Popejile Ordene au fost scozi până la stradă. Mai dorește cineva să dea comandă la făcute pe grătar? Eu. Am avut o comandă de 250 de mii și 30 de kilograme de cârnați la o companie. Avem comenzi în așteptare și lucrăm non-stop, adică nu ne oprim sub nicio formă. Gustul nemaipomenit. Micii au ținut loc și de mic dejun. Pe dealul Negru, oamenii au venit la prima oră să guste celebrii mici de la Dedulești. Unii s-au oprit în drum spre mare să mănânce. Mergem la mare. La mare. Da. Chiar ne aminteam pe drum că n-am mai venit de 10 ani aici, noi fiind în Horezul, și am zis să ne oprim. Sunt foarte buni, foarte buni. Așteptăm aici cât de mult clienți să sărbătorească cu noi, da. Cel mai mare mic s-a pregătit în Parcul Izvor din București. A avut 100 de metri lungime. Îl împărțim în, probabil, nu știu, în 10.000 de bucăți. Sigur e bun. În primul rând, carne de porc, carne de vită, cimbru, sare, piper, zeamă de oase. Și secretul bucătarului. De 1 mai, românii comandă de 7 ori mai mulți mici decât într-o zi obișnuită. Prețul mediu pentru o porție de 3 mici este de 25 de lei. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.